uitat la videoclipul acestei piese și mi-am schimbat telefonul. Nu, nu știu. Știi că e o fază cu Elena Gheorghe. Așa? Își face baie, stă în cadă și scapă telefonul din mână și nu se strică, îl scoate și continuă să butoneze. Aha, și am încercat să aflu, mă, ce telefonul fie ăla, că arăta foarte bine, aflat, da? Am aflat și l-am cumpărat, da? Da, tu când e Elena Gheorghe în cadă, te uiți la telefon? Serios? Când am microfonul deschis la radio asta, să afirm. Altfel, foarte bună piesa Elenei, chiar dacă au trecut foarte mulți ani. Excelent, da. Și cum e, toate telefoanele sus. Da, așa. Și tot să... sus în aer mergem și noi pentru rotinea exact, zilei. Da. Apropo, vezi că suntem și pe Facebook. Da, fii chiar cu minte, da? Da. Rotinea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Blue Air, prieteni, astăzi scandalul Blue Air continuă. Ministrul Grindeanu i-a îndemnat pe păgubiții companiei să ceară banii potrivit regulamentelor europene. Știți că sunt companii de recuperare, nu vă dau toți banii înapoi, dar, mă rog, cea mai mare parte din bani și după o perioadă destul de lungă se pot recupera. Și zice ministrul Grindeanu, domnule, apelați la ei cu încredere. Acum domnul Grindeanu a fost întrebat despre chestiunea asta și el a zis, nici Olaf Scholz, ăsta e cancelarul Germaniei, așa, n-a mers să-i aducă pe germani înapoi după anularea zborurilor. Știi? Adică okay, se referea la faptul că guvernul României face niște eforturi limitate ca să-i aducă pe pasagerii Blue Air înapoi. Guvernul respectiv prin tarom, să spunem chestiunea asta. Limitate, dat... zici tu, uriașe zic ei, știi? Adică da, nu poate. Adică, sincer, nu poate să-i aducă pe toți. Blue Air avea o flotă mult mai mare decât taromul. Probabil că au rămas oameni peste tot prin Europa cu probleme și nu poate să-i aducă taromul peste tot, dar aici are dreptate Grindeanu când zice, domnule, cereți-vă banii. E chiar obligatoriu să cer banii. Unde n-are dreptate domnul Grindeanu? La faptul că în acest moment nu există o idee clară despre ce urmează acolo. Domnul Grindeanu spune așa, domnule, nu sunt în faliment, sunt o fază premergătoare falimentului. Ăsta nu e un termen foarte tehnic, deci e o fază premergătoare falimentului. Și nu e foarte clar ce urmează, dar un indiciu dă domnul Grindeanu spunând așa. Eu nu-mi doresc ca Blue Air-ul să intre în faliment și cred că niciun român nu-și dorește acest lucru. E o companie românească. Ați văzut că există agresivitate pe această piață, se referă la companie, la concurența cu Wizz Air, în primul rând, așa, și cu Ryanair, și în a se ocupa locul lăsat liber de către Blue Air. Eu mi-aș dori ca această companie să-și revină, ca cetățenii să-și recâștige încrederea, ceea ce e foarte important, să-și recâștige încrederea în Blue Air. Ok. Și Marcel Ciolacu, șeful de partid, zice cam la fel, instituțiile statului ar trebui să intervină în cazul Blue Air pentru ca problemele să fie rezolvate. Putem face o paranteză? Da. De ce a dat faliment Blue Air? Păi, Blue Air a dat faliment pentru că în perioada de pandemie nu a mai putut să încaseze, n-a putut să rostogolească afacerea cum trebuie. Nu, a fost singura companie. Nu a fost singura. În ciuda ajutorului de stat pe care l-a primit, nu a reușit să se redreseze. După care a încercat să se financeze prin această schemă a biletelor, da, pe care le-a vândut, deși nu avea curse, că de asta și-a luat o amendă uriașă, și pentru că la un moment dat oamenii nu au mai fost atât de dornici probabil să meargă și au rămas cu niște datorii foarte mari. Aia de la Agenția Fondului de Mediu, 28 de milioane de lei, adică 5 milioane de euro, înseamnă că nu și-au plătit certificatele verzi de foarte multă vreme. Nu e vorba de datorie pe un an sau și istorică asta la suma asta de bani. Și acum fii atent care e dilema, că de fapt asta e cea mai important și acum fiecare dintre noi va trebui să răspundă la chestiunea asta. Deci noi avem o companie care, de la care multă lume și-a luat țepe. Statul, parteneri de afaceri, salariați, că ei n-au plătit nici salarii. Pasageri. Pasageri, în primul rând, cu sutele de mii și care a primit sprijin în diverse forme de la statul român. Statul român i-a dat credit, l-a păsuit cu plata acestor datorii, că și la ea și aia e o formă de credit, da? I-a dat bani în mod direct și i-a zis, ia Blue Air, descurcă-te. Și acum s-a sfârșit și treaba asta, adică ei oricum s-au dus spre zona asta în care nu poți zbura încă o lună de zile și ce facem acum? O salvăm, venim cu iarăși un împrumut?
cu, știu eu, un management, alt tip de management. Dar nu ai impresia că salvăm prea multe? Și taromul, știu, și da, bluerul, și... Așa, putem să... Ei, problema care se pune, și aici e o chestiune logică pentru economia românească, pe cine lași în loc? Lași o altă companie care e dintr-o țară care e în competiție cu tine, Ungaria, care vine cu alte reguli, alți angajați, alți mers al banilor. E important pentru țară să păstreze circuitul ăsta de afaceri aici. Normal. Eu nu militez pentru asta, dar trebuie să iei în calcul aceste două realități. Sunt mii de angajați români ai acestei companii, sunt mii de parteneri care câștigă bani pe orizontală. Și atunci ce faci ca stat într-o astfel de situație? Ce hotărâre iei? Cum o să mergi mai departe? Lași piața să decidă ceea ce înseamnă moartea companiei și pierderea unor bani în societatea românească, sau intervii din nou? Eu am pus întrebarea asta la un moment dat pe Facebook, am primit niște idei interesante de la cei care ne urmăresc și au zis așa: există și soluția în care să pui un consiliu special de administrație, îi mai dai o injecție de bani de la stat și pui un serviciu, un consiliu special de administrație, practic o preiei sub un consiliu de supraveghere și încerci să o faci să funcționeze măcar limitat pentru a nu pierde felia aceea de piață în afara unor competitori care vin din afară, e mod direct. Cumva trist că nici Bluerul, care este o companie privată, n-a reușit să se salveze, să meargă mai departe, dar nici compania noastră națională, și compania noastră națională se pare că suferă de aceeași problemă. Adică o problemă de management până la urmă. Problema de management și problema de corupție, nu? Și problema de, știu eu, cel puțin în cazul taromului, de beizadele, și toată lumea a încercat să facă un business, să treagă ceva bani de acolo către terți, în loc să concureze în a face o afacere deșteaptă. Eu nu cred că compania ungară cu care e în competiție n-are bube în cap, dar pare că e mai solid, adică nu pare că a fost făcută pe cumătrii. Și se tratează, probabil. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru toate comentariile de la Rațiunea Zilei.